tot așa o lună, am zis, ok, gata, m-am hotărât, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu Dumnezeu ăla așa cum citisem despre El, nu Dumnezeu așa cum alții îmi spuneau că este. Am pornit într-o călătorie în care am vrut să-L găsesc pe Dumnezeu meu. Și de fapt, mintea să fie ca un aparat de radio supraîncărcat, în care non-stop ascultăm. Ce ascultăm? De obicei același post de radio. Dacă mintea în fiecare zi ne-ar zice cât suntem de grozavi, de extraordinari, cât potențial avem, ce creativi suntem, n-am nicio problemă. Adică ăla mi se pare chiar un post mișto. L-aș asculta toată ziua. Fiecare cu postul lui preferat. Unii ascultă în permanență postul de radio care se numește Drama FM și acolo numai drame se întâmplă și la ăla îi se întâmplă ceva rău și la celălalt îi se întâmplă ceva rău și la toată omenirea îi se întâmplă ceva rău. Alții ascultă Romantic FM. Toată ziua trăiesc în fantezii, fantezii despre asta, oh, ce aș mai iubi eu și pe aia, ce l-aș mai iubi și pe el. Ceea ce există în subconștientul nostru nu este adevărul adevărat, de multe ori. Mulți oameni cred despre ei că sunt răi, că nu sunt în stare de lucruri mărețe. În momentul în care devenim foarte prezenți la ce spunem pe gură, ne dăm seama cât de mult noi programăm universul să răspundă unor așteptări mai puțin fericite ale noastre. Dumnezeu nu e o ființă. Dumnezeu este toate ființele. Și fiecare dintre noi suntem de fapt ochii lui Dumnezeu către lume.